Bine v-am regăsit! N-am găsit de mult o știre din știință, destul de interesantă pentru a o menționa în această serie, dar acum câteva săptămâni mi-a atras atenția un articol publicat de Trustul American de Televiziune Fox News în cadrul site-ului Fox 5. Articolul are titlul Mystery Planet, Planeta Misterioasă, și subtitlul Noi dovezi pentru o uriașă planetă a noua a sistemului solar. Despre această ipotetică planetă a noua vreau să vă vorbesc azi. Dar întâi, de ce ar fi a noua? Când eram elev, sistemul solar avea 9 planete. Dar între timp, Pluton, cum îi se spunea în limba română pe atunci, a fost retrogradat, iar numele i-a cam devenit Pluto. De ce i s-a schimbat numele e clar. Din aceleași motive pentru care hotărât a devenit determinat, tendință a devenit trend, concentrat a devenit focusat, serviciu sau slujbă a devenit job, iar slănina a devenit bacon. Aș mai putea da, din păcate, sute de exemple. Iar principalul motiv al apariției acestor barbarisme este dorința de a epata, de a fi original cu orice preț, chiar cu prețul maltratării limbii române. Dar să revenim la oile, nu, la planetele noastre. Eu îi voi spune corpului ceresc, care era a noua planetă în ordinea de la Soare în vremea tinereții mele, Pluton, nu din încăpățânare, ci pentru că numele vine de la stăpânul lumii subterane a morților din mitologia greacă și cea romană, cunoscut în traducerile în limba română ca Pluton sau Hades și nu Pluto. Aici îl puteți vedea împreună cu Cerber, câinele cu trei capete care îi păzea pe cei morți. De ce nu mai este considerat Pluton planetă? În ultimii 20 de ani au fost descoperite mai multe corpuri cerești mari în zona centurii Kuiper, care începe dincolo de Neptun și are o lățime de vreo 20 de ori mai mare decât distanța de la Soare la Pământ. Iar unul dintre aceste corpuri cerești este chiar mai mare decât Pluton și a primit numele de Eris. Aceste descoperiri au arătat că sunt necesare criterii mai clare și mai restrictive pentru a defini o planetă. Așa că în anul 2006 au fost stabilite 3 astfel de criterii pe care trebuie să le îndeplinească un corp ceresc pentru a fi considerat planetă. 1. Trebuie să aibă o mișcare de revoluție în jurul Soarelui. Dacă se rotește în jurul unei planete, oricât de mare ar fi, este doar un satelit. 2. Trebuie să aibă un câmp gravitațional destul de puternic pentru a căpăta o formă apropiată de cea sferică. Și 3. Trebuie să aibă un câmp gravitațional destul de puternic pentru a elimina alte corpuri care se rotesc pe aceeași orbită sau în apropierea acesteia. Cu alte cuvinte, mai simplu spus, trebuie să-și curețe orbita. Dacă un corp ceresc satisface doar primele două condiții, atunci este o planetă pitică. Vedeți aici un tabel cu planetele sistemului solar în ordinea de la Soare, cele încadrate cu roșu sunt planete pitice. În dreptul numelui în engleză puteți vedea raportul dintre masa lor și masa Pământului, așa că vă puteți face o idee despre masa și dimensiunea acestora. Planetele care, asemenea Pământului, au o suprafață solidă și o compoziție chimică cu mult fier și tot felul de silicați, sunt numite planete telurice, în timp ce planetele care au o suprafață gazoasă și sunt alcătuite din elemente chimice ușoare și combinații ale lor, cum ar fi hidrogenul, heliul și apa, sunt planete gazoase. Conform acestor criterii, sistemul solar are 8 planete, 4 telurice, Mercur, Venus, Pământul și Marte, și 4 gazoase, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.
Cinci dintre ele pot fi ușor văzute cu ochiul liber, așa că sunt cunoscute de când lumea. Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn. De fapt, împreună cu Soarele și Luna, sunt cele șapte corpuri cerești care se mișcă permanent pe bolta cerească și probabil acesta este motivul pentru care săptămâna are șapte zile, câte una dedicată fiecărui corp ceresc mișcător, adică în vechime fiecărui zeu, pentru că dacă se mișcă, trăiește, nu? Planeta Uranus, deși poate fi văzută cu ochiul liber dacă ai ochi buni și dacă știi unde să te uiți, se vede atât de slab încât abia observațiile astronomice făcute de William Herschel cu telescopul în 1781 au dus la înțelegerea faptului că este o planetă. Planeta Neptun e prea departe pentru a putea fi văzută cu ochiul liber, de aceea descoperirea ei este și mai interesantă, fiind una dintre marile predicții pe care le-a făcut știința de-a lungul timpului, predicții care ne dau încredere în teoriile pe care fizicienii le-au descoperit. Pentru că această descoperire are legătură cu ceea ce vreau să spun azi, vreau să vă amintesc câteva lucruri. Foarte repede, după descoperirea planetei Uranus, astronomii au observat că orbita acesteia avea abateri de la elipsa ideală în jurul Soarelui pe care ar fi trebuit să orbiteze conform legii atracției universale a lui Newton. Urbain Le Verrier, matematician și astronom francez, pornind de la ipoteza că aceste abateri se datorează câmpului gravitațional al unei planete vecine necunoscute, a reușit să calculeze, folosind legea atracției universale, poziția acestei planete necunoscute. Așa că a trimis coordonatele cerești ale locului în care calculele arătau că trebuie să fie în acea perioadă planeta necunoscută observatorului astronomic din Berlin. Iar astronomul german Johann Galle a observat planeta în prima noapte în care a căutat-o în zona indicată de Le Verrier. Matematicianul Arago a spus despre Le Verrier: Monsieur Le Verrier, vite le nouvel astre au bout de sa plume. Adică Le Verrier a descoperit noul astru în vârful peniței. Așa este, a descoperit-o fără să o vadă, dar a putut face acest lucru deoarece cunoștea legea atracției universale și știa matematică. Ce dovadă mai bună poate exista pentru valabilitatea legii atracției universale? O teorie științifică corectă face predicții care se adeveresc apoi prin observații, experimente și măsurători. Iar știrea despre care vreau să vă vorbesc azi ne arată că lucrurile s-ar putea repeta. S-ar putea să descoperim o nouă planetă, a noua, bazându-ne pe legea atracției universale publicată de Newton încă din anul 1687. După cum vedeți, în știință lucrurile nu se învechesc. Corpurile cerești care se rotesc în jurul Soarelui dincolo de orbita lui Neptun sunt numite obiecte transneptuniene. Și există câteva lucruri legate de mișcarea acestor corpuri care deocamdată nu pot fi explicate. De pildă, multe corpuri transneptuniene foarte îndepărtate au periheliul, adică locul de pe orbită în care sunt cel mai aproape de Soare, cam în aceeași zonă, de parcă ar exista un câmp gravitațional care le afectează pe toate în același fel și în aceeași măsură. De asemenea, orbitele multora sunt înclinate cam la fel față de planul sistemului solar, din nou de parcă ar fi influențate de un câmp gravitațional necunoscut. O altă observație este aceea că orbitele unor corpuri transneptuniene, cum ar fi chiar planeta pitică Sedna, sunt foarte alungite, de parcă acestea ar fi fost deviate de la orbita lor inițială datorită trecerii prin apropierea unui corp cosmic cu masă mare. Calculele arată că explicația pentru toate aceste caracteristici orbitale ar putea fi o planetă cu masa de 5 până la 10 ori mai mare decât masa Pământului, situată la o distanță medie de Soare de 4-500 de ori mai mare decât distanța Pământ-Soare.
Și acum ajungem la știrea pe care am pomenit-o la început. Un grup de cercetători de la California Institute of Technology din Pasadena, în fotografie vedeți Centrul pentru Astronomie și Astrofizică al acestui institut, au realizat două simulări pe calculator ale sistemului solar. Simulările calculează distribuția distanțelor de periheliu pentru orbitele obiectelor transneptuniene. În una dintre simulări, cercetătorii au inclus influența gravitațională a unei planete transneptuniene cu caracteristicile pe care le-am descris. Rezultatul a fost distribuția grafică pe care o vedeți. În cealaltă simulare, nu a fost inclusă influența unei planete a noua, iar rezultatul este al doilea grafic. Chiar dacă nu înțelegem tot ce arată aceste grafice, se poate ușor observa că ele sunt foarte diferite. Iar partea interesantă este aceea că rezultatul simulării în care apare planeta nouă corespunde în mult mai mare măsură observațiilor pe care le avem decât cealaltă variantă. Cu alte cuvinte, sistemul solar, așa cum îl cunoaștem din observațiile astronomice, seamănă mult mai bine cu rezultatul simulării care presupune existența planetei nouă decât cu rezultatul simulării în care nu există această planetă. Efectul acestei cercetări este acela că a convins forurile decizionale că merită să aloce fonduri pentru o cercetare sistematică cu scopul găsirii planetei a noua, așa că vor fi folosite mai multe telescoape în acest scop și se estimează că dacă planeta a noua există, cu mijloacele moderne de observație ar trebui să o putem găsi în cel mult câțiva ani. De ce atât de mult? Pentru că spațiul în care trebuie căutată este enorm și găsirea ei este mai dificilă decât găsirea acului în carul cu fân. Sigur, această simulare nu garantează că planeta nouă există. Se pot găsi și alte explicații pentru anomaliile despre care am vorbit. De pildă, poate că există o gaură neagră care face parte din sistemul solar. Caz în care nu avem ce să vedem cu telescoapele, există doar influența ei gravitațională, deoarece nu are o masă suficientă pentru a produce fenomenul de acreție la o scară care să permită observarea radiației produse de acest fenomen. Deci nu avem cum să o vedem. Sau poate că marginea sistemului solar, în care se găsesc milioane de corpuri de toate dimensiunile, inclusiv comete, formațiune numită norul lui Oort conține mult mai multe corpuri decât credem și are o altă structură decât modelul pe care îl avem. Dar cercetarea celor de la California Institute of Technology arată că există șanse reale ca planeta nouă să existe. Vom vedea, dar chiar dacă nu există, sistemul solar ne rezervă încă cu siguranță multe surprize. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!